Bună ziua, dragii mei prieteni! Vreau să fiu prima care vă vorbește despre previziunile astrale ale lunii iunie, deoarece este o lună de răscruce cu multe evenimente astrale de importanță majoră. Așa că astăzi vă voi explica mai pe larg ce ne așteaptă din punct de vedere astral și ce avem de făcut într-o astfel de conjunctură. Materialul va fi puțin mai lung decât de obicei, deoarece multele evenimente astrologice nu ne lasă să trecem ușor peste ele. Ca evenimente astrologice avem eclipsa de lună prin penumbră din 5 iunie, eclipsa inelară de soare din 21 iunie, pe 22 iunie solstițiul de vară, adică începutul verii astronomice. Pe 5 iunie avem lună plină și pe 21 iunie lună nouă. Între 18 iunie și 12 iulie, Mercur este retrograd în Rac. Din 14 mai până pe 13 septembrie, Jupiter va fi retrograd în Capricorn, iar din 25 aprilie până pe 4 octombrie, Pluto retrogradează în același semn zodiacal. Asta înseamnă cheltuieli mai mari și bani mai puțini. Între 22 martie și 1 iulie, Saturn va fi în Vărsător. Această conjuncție importantă ne ajută să ne planificăm viitorul. Pe 30 iunie, Jupiter face conjuncție cu Pluto. După cum vedeți, Universul ne delectează cu multe planete și conjuncții, și nu toate foarte ușoare. Oricum, trebuie să vă spun că luna iunie, prin eclipsele sale și aspectele astrologice marcante, adică 5 planete în retrogradare, va fi ca un început al unei noi ere. Când multe evenimente karmice se vor întâmpla, este o perioadă a schimbărilor interioare, dar și exterioare. Vechii astrologi vorbeau despre aceste perioade unice, ca fiind o unică oportunitate de a schimba ceva în viața noastră. Este o lună a începutului, o cheie astrologică unică de care trebuie să profităm. Trebuie să înțelegem lucrurile într-o nouă perspectivă și să corectăm ceea ce am greșit. Aceste eclipse, funcție și de locul unde ele sunt vizibile, de-a lungul vremurilor au schimbat timpul, ciclurile naturii, anotimpurile, bogățiile terestre, pe cale de consecință prețurile zăcămintelor sau al carburanților, căderea burselor, cu efecte de câteva săptămâni înainte de producere și până la un an după producere. Așa că fiți siguri că ne vor schimba și pe noi. Ca să înțelegeți mai bine, eclipsa solară din 21 iunie, spre exemplu, va traversa și va fi vizibilă în Arabia Saudită, Iran, China și Africa, acestea fiind cele mai afectate zone. Exact în aceeași zi cu eclipsa solară, planeta Venus iese din retrogradare și atunci vom vedea noi acorduri comerciale, noi prețuri la săcăminte, noi evaluări pe toate planurile. Să sperăm că problemele de sănătate ale planetei noastre nu vor recidiva. Apoi, dragii mei, la final de material vom mai vorbi și despre horoscopul secret al Atlantidei și cum ne raportăm la el funcție de ziua de naștere a fiecăruia dintre noi. Deci ne interesează doar cifra din ziua de naștere. Zodiacul secret din Atlantida are 5 zodii. Acestea corespund zilelor de naștere, însă două dintre ele cu însușiri magice. Marchează în primul rând destinele oamenilor născuți în ziua de solstițiu și de echinocțiu. Și tot astăzi vom mai vorbi despre secretele fiecărei constelații care formează cele 12 zodii. Pentru că, dragii mei prieteni, planeta noastră este înconjurată de miliarde de stele strălucitoare, încă nedescoperite în totalitate până astăzi. Cu mult timp în urmă, vechii astronomi și astrologi au conectat punctele de pe cer, adică stelele, formând cele 12 constelații ale zodiacului, așa cum le vedeți în imagini. Cercetările continuă și astăzi, deoarece există speranța că subiectul nu este deslușit în totalitate și se vor găsi conexiuni și îndrumări suplimentare ascunse în tainele Universului. Dar dacă te uiți suficient de atent pe cer,
La orice semn al zodiacului vei vedea că el cuprinde câte o minune a cerului, adică ceva demn de menționat. Și nu uitați, dragii mei, că fiecare like, fiecare abonare și fiecare distribuire pe rețelele de socializare înseamnă foarte mult pentru mine. De aceea nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului și să distribuiți materialul pentru a putea informa cât mai mulți prieteni. Și nu uitați că tombola amuletei norocoase continuă. Câștigătorul amuletei norocoase din această extragere este abonatul cu numele Serafim22. De aceea îl rog pe Serafim22 să intre pe e-mailul nostru mysteriouspedia@gmail.com și să-mi lase adresa unde pot să-i trimit amuleta. Dar să revenim la amprenta lunii iunie, așa cum v-am obișnuit. Astăzi, în partea a doua, vom vorbi despre zodia Rac, Leu și Fecioară. Și nu uitați, dragii mei, fiecare like, fiecare abonare și fiecare distribuire pe rețelele de socializare înseamnă foarte mult pentru mine. De aceea, nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului. Să începem cu zodia Rac. La modul general, în luna iunie, se vorbește despre o energie emoțională puternică și voi veți alege doar ceea ce are valoare emoțională și materială pentru voi și mai puțin spirituală. Dacă aveți relații sau afaceri care merg prost, eliminați-le. Asta deoarece noi proiecte importante vin către voi, ce le veți demara doar printr-o muncă de echipă corect distribuită. Vor apărea niște obstacole în viața voastră și destinul vă provoacă să vă mobilizați și să le depășiți. Prin cele două eclipse, de care voi vorbi mai târziu pe larg, dar și Mercur retrograd, multe schimbări vor veni în viața ta. Asta îți aduce multă lentoare în acțiuni, amânare, poate și delăsare, iar Venus îți testează și îți pune la încercare relațiile personale. Te vei simți un pic izolat, multe lucruri vor rămâne ascunse sau vei găsi multe secrete ținute față de tine. Pe 21 iunie are loc eclipsa solară și pentru cei născuți fix în această zi, este un eveniment ce se întâmplă odată la 19 ani. Și asta înseamnă că în următoarele câteva luni te vei afla la o răscruce de drumuri. Vei fi pus în situația să alegi noi mari direcții de viață. Pentru toți ceilalți nativi RAC, voi veți reorganiza așteptările de la viață și de la gânduri. Veți fi mai curioși, mai doritori să învățați ceva nou, să obțineți informații mai multe despre un anumit subiect. Veți dori să ieșiți mai mult la socializare și la conectare cu prieteni. Atenție însă la neînțelegerile verbale, la neașteptat. Acum, pe date concrete, trebuie să vă spun că ne place sau nu ne place, trebuie să dăm piept cu manifestarea negativă a planetei Marte, ce o veți simți în primele două decade ale lunii iunie. Oricum, în ce te privește pe tine, RAC, tot ce este important se va întâmpla în casa ta 9 și casa 12, așa că în primele 10 zile din iunie vei avea sentimente contradictorii, dezamăgiri. Și fără să ai niciun motiv concret, te vei simți abandonat de toată lumea, trădat de toată lumea sau vei suferi din cauza unei iubiri neîmplinite. Tot acum poți fi supus unor șantajuri, unor extorcări, intrigi, inamiți secreți sau foști iubiți care se vor răzbuna. Pe plan financiar stai relativ prost, iar pe planul sănătății, niște boli cronice revin pe prim plan. Atenție la bolile psihice care se reactivează, acolo unde e cazul. Este și o perioadă foarte dificilă pentru studenți pentru a trece examenele. Nu ai voie să călătorești în străinătate, să ai negocieri cu străinii sau să intentezi procese. Odată cu eclipsa ai mari șanse să ai probleme la job, să fii retrogradat sau chiar concediat. Și totuși, vei avea bune oportunități intelectuale, vei fi mai creativ și vei găsi soluții la problemele create de planetele în retrogradare, adică
Destinul ți-a cu mână, dar îți dă cu cealaltă. Pe la jumătatea lunii iunie, Mercur își mai încetinește din viteză și vei lua decizii proaste pe toate planurile. Sau vei fi prost înțeles de către ceilalți. Vei fi criticat. Așa că sfatul meu este să stai deoparte. Nu atrage atenția celorlalți către tine. Fă-te nevăzut în această perioadă. Pe 21 iunie, eclipsa solară are loc pe casa ta 1 și te îndeamnă să începi niște cursuri care te vor ajuta în viitorul apropiat sau să ai dietă de scădere în greutate. În orice problemă de sănătate ai avea, în această perioadă, trebuie să consulți un specialist și să nu faci nimic după ureche. Această eclipsă îți aduce schimbări majore de personalitate, de gândire, de aparență, bazate pe experiențe trecute și cunoștințele acumulate în vieți întregi. Nu trebuie să grăbești lucrurile. Nu face și nu întreprinde nimic nou sau de anvergură. După 22 iunie, aspectele negative încep să scadă în intensitate. Și când Venus intră în mers direct, adică în 26 iunie, vă veți îmbunătăți parteneriatele de tot felul, adică tot ce ține de business sau de mariaj. Datorită planetei Marte, care va fi în casa ta 10 și va rămâne vreo 6 luni acolo, îți va aduce lucruri bune, pozitive. Toată energia ta personală va fi redirecționată spre atingerea unor țeluri și obiective. Poate vei fi promovat, vei putea să-ți demonstrezi abilitățile în afaceri și vei căuta să ai poziții de lider. Vreau să accentuez puțin aspectele celor două eclipse foarte importante pentru tine, adică cea din 5 iunie și care vorbește despre blocaje și munca de zi cu zi, cu efecte câteva luni de acum încolo. Astfel, mulți dintre voi veți lăsa în spate un job de care sunteți sătui sau nemulțumiți sau nu vă mai place. Acum este momentul. Asta este susținut și de Mercur retrograd pe semnul tău din 19 iunie și până pe 13 iulie. Timp în care aveți timp să vă reinventați, să vă găsiți drumul, cel care vă place și care vă trebuie de fapt. Asta este o schimbare obligatorie, deoarece destinul îți spune să analizezi ce nu este bun în acest domeniu pentru tine și practic te împinge de la spate să schimbi, deoarece el te va susține în acest demers. Și cea de-a doua eclipsă, cea din 21 iunie, când Soarele și Luna sunt împreună în semnul tău pe rac și care ne ajută să plantăm semințele, cele care vor rodi un pic mai târziu. Nu este o energie ușoară, dar îți spune să gândești mai departe decât prezentul apropiat, să te obișnuiești cu ideile noi, cu situațiile neobișnuite, cu ceva ce nu ai mai făcut până acum. Ce nu trebuie să omitem în general din aceste conjuncții astrale este să nu uităm că un timp petrecut doar cu tine însă ți este benefic. Nu trebuie să ai aventuri romantioase. Trebuie să ai grijă la acțiuni, cele care vorbesc mai bine decât cuvintele. Să ai încredere în puterea credinței și să observi flash-urile de inspirație care îți vor mări capacitatea de decizie. Tot ce trebuie să faci acum este să muncești pentru ca dorințele să devină realitate, ceea ce înseamnă că ambiția ta va fi pusă la treabă. Ascultă până la final pentru a găsi corespondența în horoscopul secret al Atlantidei, dar și de a vedea secretele constelației tale. Să trecem la Leu. Pentru nativul Leu, luna iunie vine cu marcaje karmice. Aceștia pot să-și refacă forțele în această perioadă, să nu mai consume atâta energie cu partenerul de viață sau cu cel de afaceri. Supărările vă afectează mai mult decât de obicei, vă vedeți nedreptățit. Casa karmei vă dă ordin să evitați greșelile serioase, grave ale trecutului. Veți câștiga bani din locuri riscante sau afaceri riscante, dar atenție că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Nu vă asociați cu persoane pe care nu puteți să le controlați. Nu stați legat la ochi, cum se spune. Să o luăm pe capitole și să vedem cum te afectează energia retrogradării.
Din 2 iunie începe un proces care va dura până spre sfârșitul lui iulie și care va avea efecte asupra aparatelor electronice, asupra comunicării personale și asupra carierei. Trebuie avut în vedere că Soarele îți aspectează casa 11, cea care vorbește despre țelurile noastre de lungă durată, dar și despre prietenii. În același timp, Venus, care este în retrogradare din 13 mai până pe 25 iunie, vă testează puterea relațiilor. Vă trimite către puterea grupurilor de socializare, de evenimente publice, de audiență publică, care sunt în scădere drastică. Dar partea bună a acestei conjuncții este că vei auzi de prieteni mai vechi, de care nu mai aveai nicio veste de mult timp. Te vei reconecta cu ei sau cu vechi iubiri care vor ieși acum pe firmament. Deoarece planeta Mercur este în partea de umbră, ascunsă a sectorului tău de viață, și asociat cu eclipsa solară, vei simți cam jumătate de an efectele. Asta însemnând că sentimentele de confuzie te vor stăpâni, partea ta de focusare va fi mai slabă, unii dintre voi vor fi chiar deprimați. Există și o parte bună a acestei conjuncții și anume, vei dori să-ți îmbunătățești condiția psihică, sufletească și chiar fizică. Vei dori să practici mai multă meditație, poate vei dori să obții mai multă educație pe un domeniu, să scrii o lucrare sau o carte. În același timp, vei aborda un nou aspect al tău și anume voluntariatul. Vei face donații, vei ajuta pe cei în nevoie, adică vei face ceva care chiar contează pentru alții, dar și pentru karma ta. Datorită lui Jupiter și Pluto, care se aliniază în Capricorn, o să-ți se aducă puterea transformării și a norocului. O să aducă creștere economică în semnul vostru. O să vedeți că până și bursele internaționale vor înceta să mai scadă și vor avea un trend ascendent. Asta se întâmplă și pe la mijlocul lui noiembrie, așa că nu ratați oportunitatea. Pentru cei dintre voi care aveți nevoie de un job, Jupiter și Pluto va aduce șansa unui nou serviciu mai bun și mai bine plătit. Acum, dacă vorbim pe date și detalii, vă spun că începutul lunii iunie își cere să eviți impulsivitatea, deoarece primele două decade îți vor pune răbdarea la încercare. În primele 10 zile va trebui să fii foarte precaut la problemele financiare, la partenerele de afaceri sau de mariaj. Nu trebuie să faci împrumuturi la bănci, la cămătari, ai grijă la moșteniri și la încurcăturile ce pot fi provocate de acte. Ai mare grijă la conflicte care pot degenera. Pot interveni certuri cu prietenii și poți să auzi de ceva pericole relaționate de copii din familia ta mărită. Tot ce ține de partea tehnică, de computer electronică, va merge prost. În aceste prime 10 zile din iunie există și părți bune. Mai precis, partea ta de țeluri în carieră, în antreprenoriat, rezolvări în situații de crize. Pe 5 iunie, eclipsa incompletă va fi în casa ta 5 și îți va aduce creativitate în proiecte neterminate până acum. Mai aduce afaceri amoroase, dar care nu vor dura prea mult. Acum, nu trebuie să te joci la noroc, în niciun fel de joc de noroc. După 18 iunie, când Mercur va fi retrograd și va rămâne așa până pe 13 iulie, se recomandă să nu faci mari achiziții. Să nu mergi în străinătate, mai ales cu mașina personală, deoarece sunt șanse mari să se strice ceva pe drum. Să nu schimbi slujbele și nici să începi ceva nou mare de amploare. Pe 21 iunie, eclipsa solară va amplifica toate aspectele, așa că ți se recomandă să reduci un pic din activitate și să aștepți. Problemele psihologice se vor amplifica, afaceri amoroase secrete la tot pasul vei avea, poate vei vizita persoane relativ apropiate, aflate în spital sau într-o convalescență de spital. După 26 iunie, când Venus intră în mișcare directă, partea negativă de până acum se mai îndulcește și nu vei mai resimți atât de tare conjuncțiile proaste. Abia în ultimele zile din iunie vei avea parte de noi oferte de lucru undeva departe de casă. Și te sfătuiesc să dai răspunsul abia după 13 iulie, după o gândire întemeiată.
Aș vrea totuși să marchez și să subliniez încă o dată cele două eclipse și efectul lor asupra voastră. Cea din 5 iunie, care este pe semnul săgetător, semn prieten cu tine, și de aceea ea va fi foarte delicată cu semnul tău zodiacal, spre deosebire de alte semne. Ea vorbește despre blocajele din viața voastră și deoarece se întâmplă pe casa ta 5, casa expresivității, a creativității, a romantismului, trebuie să știi că această energie te sfătuiește despre ce trebuie să lași să plece. Să scapi. Mai concret, lasă să plece o iubire mai veche care te plictisea și lasă loc uneia noi care e pe cale să vină sau lasă în urmă un proiect care nu-ți mai convine pentru că faci loc uneia nou, mai bun și mai de viitor. Chiar dacă o parte din inima ta va pleca, vechile răni și decepții vor dispărea, vechea ta gândire se va schimba și asta îți va aduce speranța de mai bine. Cealaltă eclipsă, cea din 21 iunie, care este pe casa ta 12, își cere să ai noi programe de viață privitor la relaxare, să-ți încarci bateriile, să petreci mai mult timp cu tine. Partea spirituală va avea un mai mare sens acum și vei reflecta mai mult la viața ta. Această eclipsă te obligă să gândești despre tine și cu tine. Prin propria ta cunoaștere, aparține descifratea subconștientului tău, vei deveni mai puternic. Este un foarte bun timp pentru meditații, regresii, yoga, adică orice fel de activitate care să-ți activeze partea de subconștient, deoarece este știut că partea de emoții din subconștient ne determină alegerile în viață. Dragii mei nativ leu, ascultați până la final pentru a afla despre zodiacul secret al Atlantidei și despre secretele constelației în care v-ați născut. Să vorbim și despre Fecioară. La modul general, această lună iunie aduce comunicare și călătorii bune. Uitați-vă doar înspre viitor sau prezent și niciodată către trecut. Nu faceți greșeli spirituale pentru că veți fi penalizat imediat. Greșelile karmice trebuie înțelese și corectate, iar în muncă veți găsi calea să împăcați talentul cu profitul. La modul general și raportat la poziția soarelui în casa voastră, cel care ne arată direcția unde tu trebuie să fii mai atent sau să-ți îndrepți atenția, este timp de 21 de zile pe casa gemenilor. Asta înseamnă că toate intențiile tale merg spre carieră, business, vizibilitate, treburi politice sau ce țin de guvernamental. Planeta Venus este retrogradă exact pe casa carierei tale, așa că va trebui să-ți reevaluezi poate clienții, să-i triezi sau să-ți refaci rutina zilnică. Mercur va retrograda din 17 iunie până pe 12 iulie în casa ta 11, casa prieteniilor, a organizațiilor, a planurile de lungă durată. Mercur se ocupă de ceea ce ai tu în minte, ce te preocupă, așa că vei avea o multitudine de gânduri legate de viitor. Te vei gândi la noi începuturi. Te vei focusa pe ceva nou, practic atenția ta va fi direcționată pe o perioadă de 6 luni aproximativ spre aceste obiective. Eclipsa solară din 20 iunie te va afecta pe casa 11 și asta are de a face cu munca de echipă, cea de grup. Colaborarea trebuie regândită și recalibrată. Este posibil să schimbi abordarea de profit, de câștig, deoarece eclipsa solară îți arată unde și de ce ai avut stagnări. În același timp, această eclipsă din 21 iunie îți va aduce o comunicare proastă, din cauza căreia îți vei pierde din prieteni dacă nu ești atent. Datorită lunii pline și a eclipsei de lună, vei rezolva toate problemele care erau pe sfârșit de viață sau de durată. Vei termina relații care abia mai mergeau, afaceri care trenau, idei care nu duceau la nimic bun. Tot acum vei avea parte de tensiuni familiale sau o proprietate va trebui să intre în reparații imediate sau tu trebuie chiar să te muți.
Să nu-l uităm pe Marte, care este în casa ta 7, cea a relațiilor, și stă acolo până pe 27 iunie. Și asta se întâmplă odată la 2 ani, ceea ce îți aduce multă agresivitate și curaj în acțiuni privitor la relații, dar și mult stres și contraziceri. Asta înseamnă, de fapt, testarea relațiilor. Deoarece Venus este în casa carierei tale, aduce ceva tensiune fie cu un partener de afaceri, fie cu un client important. Dacă vorbim de partea de sănătate și vitalitate, planeta Marte este cea care îți aduce stres și lipsă de energie. De aceea, tu vei lua măsuri privitoare la sănătate, la nutriție, să ți-o îmbunătățești și vei crede în puterea suplimentelor naturale și a sportului. Dar, dacă vei fi dălăsător și nu vei da atenția cuvenită sănătății, să știi că Saturn te va obliga puțin mai drastic să o faci, un pic mai târziu, deoarece problemele de sănătate ascunse vor ieși la iveală. Trebuie menționat un eveniment din 29 iunie, ce se întâmplă odată la câteva sute de ani pentru tine, adică planeta Pluto în Capricorn, și este un moment favorabil de creștere economică personală, adică un fel de back in business. Afacerile vor fi mai la vedere, mai frecvente și îți vei reveni financiar pe toate planurile. Dacă ești singur, vei întâlni persoana cu care te vei căsători și în același timp este o perioadă bună de concepere a unui copil. Pe date, luna iunie se prezintă cam așa. În primele 10 zile din iunie, casa dușmanilor este foarte activă, așa că pregătește de conflicte cu șeful, cu colegii și până și cu prietenii, care pot ajunge până la violențe fizice. Pe 5 iunie o eclipsă incompletă de lună va traversa casa ta 4, cea responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor sau investiții imobiliare. Tot acum trebuie să fii atent la toxinfecții alimentare, la data de expirare a produselor, la chimicalele din alimente, la abuzul de alcool sau medicamente. După 18 iunie, când Mercur își mai încetinește din mișcare, și va fi retrograd până pe 18 iulie, partea ta de comunicare va fi afectată. Pot apărea conflicte în cercurile de amici și vor apărea trădări din partea prietenilor. Acum nu trebuie decât să taci, să nu argumentezi și să nu dai curs conflictului. Pe 21 iunie, odată cu eclipsa solară, este afectată și planificarea viitorului, inventivitatea în proiecte și transformarea ta ca individ. De multe ori, această eclipsă aduce o nouă căsătorie și timp de 6 luni de acum înainte, există șanse să începi un nou business cu un nou partener. Așa cum a precizat și la celelalte zodii, când Venus intră în mișcare directă, apele se mai calmează. Dar să nu ne culcăm pe ureche, deoarece Mercur este încă retrograd și nu ne scutește de neplăceri. Trebuie să ai grijă la detalii, la elementele aparent minore ale unei afaceri sau a unei relații. Este un timp prost pentru orice fel de operație chirurgicală, așa că trebuie să amâni până spre mijlocul lui iulie. Vreau totuși să revin și să fiu mai clar în efectul celor două eclipse asupra zodiei tale și mai ales ce trebuie tu să faci. Respectiv prima, cea din 5 iunie, cea din Săgetător, care are legătură cu familia și rudele apropiate. Asta spune că tu trebuie să te îndepărtezi de atașamentul nefiresc de mare pe care l-ai față de copiii sau membrii familiei tale. Să-i lași să zboare spre cuiburile lor, să-și trăiască propria viață, iar tu să te orientezi mai mult spre propria carieră, spre destinul și scopurile tale în viață. Universul îți cere să te distanțezi puțin de alții din familie, să îi lași cu responsabilitățile lor și să te ocupi doar de ale tale. Eclipsa cealaltă din 20 iunie și care este pe casa aspirațiilor tale, a amicilor, a relațiilor, a scopurilor de viitor îndepărtat, poate aduce noi cunoștințe, noi prieteni care vor avea mare legătură cu țelurile tale. Dacă la începutul anului ai avut niște idei, niște planuri,
Acum vei constata că nu-ți mai plac, nu-ți mai convin și le vei schimba. Deci această eclipsă îți aduce idei noi pe care să le pui în practică în viitorul apropiat, în iulie. Și de asemenea, un prieten îți poate deveni partener de viață. Cei singuri vor găsi perechea pe care o caută de atâta vreme. Așa că, dragi fecioare, stați pe recepție! Așa cum am promis, la final de material vom vorbi despre zodiacul secret al Atlantidei, cel care conține 5 zodii, grupate după cifra zilei voastre de naștere și după zilele de solstițiu și echinocțiu, zile care influențează destinele tuturor. Vă reamintesc că Atlantida este misteriosul continent care a stat la baza marilor civilizații ale lumii, despre care eu v-am vorbit într-un material trecut mai pe larg. Astfel, pentru cei care au ziua de naștere, datele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și ziua solstițiilor, adică 21 iunie și 22 decembrie, și nu uitați că în fiecare an data solstițiilor și echinocțiilor se decalează cu o zi în sus sau în jos. Aceasta este zodia împărătesei. Cei născuți sub semnul acestei zodii sunt cunoscuți având capacități extrasenzoriale deosebit de dezvoltate, cu o intuiție specială. Sunt cei care au un spirit bătrân și care au avut multe vieți anterioare. Ei au multe vise premonitorii și visează chiar figurile unor persoane pe care nu le-au mai întâlnit, presupunând a fi experiențe din altă viață. Au presentimente și clar viziuni. Ei sunt unici. Cei care au zilele de naștere în 7, 8, 9, 10, 11 și 12, dar și echinocțiile, adică 21 martie și 22 septembrie, vorbim de zodia preoteasa. Se consideră că acești nativi sunt veniți pe lume ca și persoane speciale, cu dorință și spirit de a se impune în fața celorlalți. Sunt empatici și puternici. Ei au ceva special, și anume simt și presimt simțămintele celor din jur, presimt gândurile și emoțiile celorlalți. Dacă au cunoștințe de aceste însușiri, este dorit să și le educe, pentru că sunt daruri speciale, deosebite, și să nu le lase în stare latentă. Această capacitate fantastică de a vedea înăuntrul sufletului și gândurilor oamenilor este foarte rară și foarte prețuită. Pentru cei născuți în zilele 13, 14, 15, 16, 17 și 18, vorbim de zodia legiuitorului. Voi sunteți cu un deosebit simț al moralității și al dreptății. Sunteți încăpățânați, sunteți hotărâți. Sunteți cei care văd lucrurile foarte clar și fără echivoc. Adică lucrurile ori sunt bune, ori sunt rele. Cale de mijloc nu există pentru voi. Datorită spiritului vostru justițiar, veți face tot ce se poate să-i ajutați pe cei nedreptățiți să îndrepte lucrurile rele și greșite. Pentru cei născuți în zilele 19, 20, 21, 22, 23 și 24 vorbim de zodia războinicului. Cei născuți în această zodie sunt fermi, bătăioși, hotărâți. Nu cer ajutor de la nimeni. Nu fac niciun fel de compromis cu viața. Sunt pretențioși și gata să găsească soluții la problemele vieții. Nu se dau înlături să lupte în orice conflict, cu curaj și cu fair play. Nu se vor plânge niciodată și vor lupta să rezolve tot, atât pentru el, cât și pentru cei apropiați. Nu se dau în vânt după aventuri romantice și dacă își alerg, partenerul va fi pe viață, cel puțin din punctul lor de vedere. Pentru zilele 25, 26, 27, 28, 29, 30 și 31, zodia navigator.
Cei născuți sub acest semn sunt considerați un semn complex, plin de mister, dar și de aventură. Le place să exploreze lumi necunoscute, indiferent de pericole. Le place tehnologia, să o învețe, dar să și o folosească. Sunt originali, sunt deschizători de drumuri, visători și plini de speranță. Au țeluri înalte și sunt dispuși să se sacrifice ca să și le atingă. Ei știu exact ce vor în viață. Sunt determinați și buni camarazi de drum. După cum vă spuneam la început de material, planeta Pământ este înconjurată de miliarde de stele strălucitoare, încă nedescoperite în totalitate până astăzi. Cu mult timp în urmă, vechii cercetători au conectat punctele de pe cer, adică stelele, formând cele 12 constelații ale zodiacului. M-am gândit că v-ar plăcea să știți ce fenomen astronomic deosebit este în constelația fiecăruia dintre voi, pentru că în fiecare zodie, ca și constelație, există câte ceva special, o să vedeți. Astfel, în constelația Rac. Ea este situată la 40 de ani lumină de Terra și constelația aceasta are în componență planeta 55 Cancri, o planetă cu o masă de 8 ori mai mare decât a Pământului și ca diametru este dublă față de planeta Pământ. Ea se mișcă uluitor de repede, adică își înconjoară steaua în doar 18 ore, ceea ce înseamnă că temperaturile de la suprafață ajung să fie și la 1700 de grade Celsius, adică ea topește orice fel de metal. Cercetătorii au descoperit-o în august 2004 și susțin că această planetă, denumită planeta de carbon, ar fi compusă din diamante. Constelația Leu. În această constelație există steaua Leonis, de culoare roșie, descoperită în 1969, aflată la o distanță de aproximativ 310 ani lumină față de planeta noastră și este poziționată cam la granița constelației Leu. Această stea deosebită este relativ bătrână, adică se presupune că ar avea cam 69.000 de ani și are un diametru mai mare de 390 de ori decât al Soarelui. Ea se mișcă fie spre nord, cu o viteză de 12 milionim de secundă, fie spre est, cu 35 de milionim pe secundă. Fecioara. Ea este cunoscută publicului sub numele de Galaxia Sombrero și, după cum îi spune și numele, adică are o formă de pălărie. Cercetătorii au descoperit că ea are în mijlocul său o gaură neagră, imensă, de un miliard de ori mai mare ca Soarele și este la 28 de milioane de ani lumină distanță față de Pământ. În anul 2012, astronomii au descoperit că aceasta este de fapt mult mai complexă decât își închipeau, adică este de fapt o galaxie prinsă într-o altă galaxie, existând peste 2000 de roiuri globulare care se învârt în jurul ei. Dragii mei, sper că v-a plăcut materialul de astăzi. Sper să vă fie de folos în acțiunile voastre și să țineți cont de recomandările astrale. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsarea butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile, dar și pentru a participa la tombola amuletei norocoase care va ține până la sfârșit de an 2020. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.